Dragilor, astăzi alături de noi este Adela Munteanu, consilier dezvoltare relațională în metoda ESPERE, educator Montessori pentru copii la nivelul 3-6 ani și de asemenea Adela Munteanu studiază terapia prin joc și dramaterapia. Astăzi avem un subiect, spun eu, foarte interesant. De fapt, cred că o să atingem mai multe subiecte, atât cât ne permite timpul, bineînțeles, pentru că, iată, pornim discuția noastră de la această superbă carte apărută, publicată în portofoliul editurii Herald. Este vorba despre cartea lui Jacques Salomé, una dintre cărțile lui Jacques Salomé, Povești vindecătoare despre lucruri mărunte ce ascund posibilități infinite. Și vom povesti despre aceste povestiri vindecătoare, dar bineînțeles și despre actele simbolice. Aș începe discuția noastră, Adela, cu următoarea întrebare, dat fiind specializările pe care tu le ai și faptul că lucrezi cu copiii la această vârstă, acest nivel de vârstă, aș spune eu, destul de vulnerabil. 3-6 ani. Deci copiii de grădiniță, dar și poate copiii de grupa pregătitoare. Cum le povestim sau cum le povestești mai degrabă ca educator copiilor despre anumite crize? Despre anumite crize care, iată, vin din exterior și aici mă refer, bineînțeles, la această perioadă foarte tulbure legată de război. Cum comunică un educator cu părinții despre acest lucru sensibil? Sau tu ca educator, dacă ai văzut ceva schimbări în ultima săptămână și jumătate legat de acest lucru? Și cred că mă gândesc, nu știu, poate mai degrabă la băieței care s-ar putea să vină cu anumite jucării la grădiniță. Bună ziua și mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mă simt onorată să fiu aici, să fim împreună. Da, e un context serios și care ne îngrijorează pe foarte mulți dintre noi. În primul rând, ca adult care însoțește copiii zi de zi, aș vrea mai întâi să știu ce informații dețin deja copiii. Cât de mult au fost deja expuși știrilor, discuțiilor, adulților, cât de mult știu deja și cum anume au prelucrat ei până acum ceea ce au aflat. Ca paranteză, recomand cu tărie ca ei să fie cât mai puțin înspre deloc expuși știrilor, care știm cu toții ce impact emoțional puternic au până și asupra adulților. După ce văd care este informația cu care ei vin? Desigur, grupa de vârstă cu care eu lucrez este destul de vastă. Una este la 3 ani, alta este la 6 ani. Altul este nivelul de înțelegere. Ce e foarte important de spus este că mă uit la emoții. Copiii au niște întrebări punctuale și e foarte posibil să le repete până când se asigură că au înțeles. Și nu doar mie mi le adresează, le adresează tuturor adulților importanți pentru ei. Știi, acel de ce pe care îl tot auzim. De ce nu știu ce? De ce nu știu ce? Și normal, adultul, că-i părinte sau educator, trebuie să-i răspundă copilului. Exact. Și de multe ori acest de ce vine în situații care pentru ei au fost foarte tensionate și au nevoie să înțeleagă, să integreze, să proceseze. De aici și nevoia de povești, ca să fac un mic salt înspre următoarele punctele discuției. Nevoia de poveste, de a pune în cuvinte ceea ce ei simt, ceea ce ei trăiesc. Mulți dintre ei au auzit cuvântul război și de multe ori vine cu o încărcătură foarte mare, așa că au nevoie ca noi, adulții, să punem în cuvinte. Un război înseamnă un conflict între o parte și cealaltă. Pe de altă parte, este important ca noi să le spunem copiilor că există oameni care au ca sarcină găsirea unor soluții. Și da, așa s-a ajuns la război pentru că aceste soluții încă nu au fost găsite. Este un limbaj accesibil pe care ei îl pot înțelege.
ce facem noi cu îngrijorările lor mai departe și cum anume ne asigurăm că ei se simt în siguranță și le transmitem ideea de siguranță, este o sarcină enormă, enormă pentru noi și o responsabilitate de asemenea. M-aș uita aici să văd ce comportamente apar. Copiii în primii ani de viață, în primii 6 ani de viață cel puțin, se manifestă prin intermediul corpului. De multe ori aud la grădiniță despre dureri de burtică după separarea de părinți. Sosirea la grădiniță și dureri de burtică este modul prin care copiii ne spun, uite, eu simt în corp tristețea aceasta că a trebuit să îmi iau la revedere de la mama sau de la tatăl meu. Copiii simt în corp și astfel că în ultimele zile ce am remarcat eu în relație cu copiii cu care lucrez este un soi de agitație corporală. Am auzit, da, și sunete de împușcături. Am auzit și discuții despre rachete și o oarecare neliniște corporală. Asta este ce am observat eu. Și copiii, da, arată la nivel corporal ce îi preocupă, emoțiile pe care le au. Pentru că până să ajungă la cortexul prefrontal, să pună în cuvinte, corpul este instrumentul cel mai la îndemână prin care ei arată ceea ce trăiesc. Și da, a fost necesar și am considerat necesar pentru a putea fi cu toți împreună aici acum, să ne mișcăm foarte mult, să ne mișcăm corpul, să scoatem afară acea energie pe care copiii încă nu au descălcit-o, să vadă despre ce este vorba și să-i dăm drumul afară pentru a putea rămâne în corp cu liniște și așezare. Au o mare nevoie de asta. Și ca paranteză, pentru că eu mă consider un adult care însoțește copiii, la fel de importantă este relația cu părinții acasă și știu că aici tații sunt foarte, foarte pricepuți la jocurile care presupun foarte multă interacțiune fizică, de la bătăi cu perne până la lupte pe podea, rostogoliri, tot felul de interacțiuni jucăușe care au darul de a stârni râsul și de a elibera excesul de tensiune din corp. Le recomand din toată inima. Pe când mamele au puterea aceea de conținere, căldură, de adăpost, de ocrotire. Și împreună cele două energii diferite ale părinților au darul de a reașeza lucrurile. Cam asta am observat, așa, în câteva cuvinte. Aș vrea să, pentru că ai vorbit mai devreme, s-a adus în, ai amintit povestirile, poveștile vindecătoare ale lui Jacques Salome, să comentăm următorul, sau următoarea idee, hai să-i spunem. Povestirile vindecătoare din această carte au teme concrete de viață. Și iată, Jacques Salome se folosește pe lângă simboluri pe care tu chiar le ai lângă tine și le-ai arătat la cameră și de lumea animalelor, lumea păsărilor, tot ca simboluri. Deci au teme concrete de viață care apar în relațiile noastre și ne oferă o viziune esperiană despre cum să comunicăm pentru a vindeca anumite dificultăți sau anumite, le-aș spune mai degrabă, neputințe relaționale. Ne învață reguli de comunicare relațională esperiană. Și aici, de exemplu, aș cita doar una, două, trei povestiri. A fost odată, doar odată, despre echilibrul trăirilor și sentimentelor din interior, dar în special despre iubire și nostalgie. Povestea micuței buburuze care nu voia să mănânce tot ce îi pregătea mai bun mămica ei, da? Despre cum nu-i putem dicta celuilalt ce sentimente sau percepții să aibă. Povestea vulpișorului care își pierduse tatăl la o vârstă prea fragedă, adică despre cum ne poate ajuta un act simbolic în fața unei pierderi majore și sunt multe astfel de povești, de povestiri pe care le recomandăm cititorilor, le recomandăm părinților și cred că ar fi interesant să le citească astfel de povestiri copiilor înainte de culcare. Pentru că înainte de a începe noi discuția, chiar vorbeam și făceam această mică paralelă
cu ce seamănă aceste povestiri, cu fabulele lui La Fontaine, cu faptul că din fiecare povestire vindecătoare putem să tragem niște învățăminte, niște, eu știu, să spunem, niște lucruri interesante și până la urmă au un rol etic și moralizator. Ne ajută. Cu siguranță sunt de ajutor și cu siguranță copiii simt exact ce să-și ia exact ceea ce au nevoie. Acum, în fiecare dintre povești există personaje și există relațiile dintre ele, există conflicte, există daruri pe care fiecare le aduce. Cred că e foarte important, înainte de a le citi copiilor poveștile, să stăm puțin cu noi și să reflectăm, să vedem ce anume naște în noi războiul. Orice situație exterioară, ce anume naște mai întâi în noi, să vedem care sunt emoțiile noastre, cum ne impactează pe noi. Asta înainte de a merge către copii și a încerca să le oferim explicații. De multe ori, explicațiile cele mai la îndemână ale adulților sunt cele raționale. Copiii nu funcționează așa, din fericire. Așa că după ce ne-am așezat noi cu noi și am clarificat dacă există frici ale noastre, pe care ne dorim să le ținem pentru noi și eventual să le lucrăm separat, nu în relația cu copilul nostru, atunci aș recomanda, de-abia atunci aș recomanda să mergem și să le citim copiilor și să vorbim despre teme care sunt dificil de pus în cuvinte și dificil de explicat. E important să știu că, pe de-o parte, și aici mă voi folosi de câteva jucării ca să exemplific, pe de-o parte există fiecare persoană în relație, exist eu, dar există și celălalt. Și între noi există relația. Relația este ca un canal. De-o parte sunt eu, de-o parte este celălalt și există relația dintre noi. Dacă eu plasez emoția mea la capătul celuilalt, cu siguranță va genera confuzie. Și de multe ori ni se întâmplă ca adulți să proiectăm fricile, temerile noastre în relația cu copilul nostru și să-i o atribuim, când de fapt este a noastră. E o diferențiere foarte clară pe care aș face-o între persoană, relație, comportamentul meu, care poate să fie acesta, de exemplu, și emoția pe care comportamentul meu o stârnește celuilalt. Sunt eu, comportamentul meu, persoana cealaltă și emoția pe care o stârnesc. Eu sunt responsabilă de comportamentul meu, celălalt este responsabil de emoția pe care acest comportament o stârnește. Și dacă avem clarificate lucrurile acestea, putem să vedem și știm că în metoda ESPERE, dacă e să luăm frica, pentru că e ceva ce simțim. În perioada aceasta, știm că în spatele oricărei frici mari, oricărei frică mare, are în spate o dorință. De multe ori noi nu vedem dorința din spate, dar dacă întoarcem, vedem. Da, ne este teamă de război, ne este frică de război, pentru că în spatele temerii noastre există dorința de pace, de armonie, de a fi împreună. Și de a fi în siguranță. Exact, și siguranța e foarte, foarte, foarte importantă. Și atunci, da, atunci când simt doar frică, nu e neapărat în controlul meu ce se întâmplă în exterior. Însă atunci când am o dorință, voi avea grijă de ea. Voi vedea ce e în puterea mea să fac pentru că această dorință de siguranță, de armonie, de pace, să se poată materializa. Unul dintre moduri este aceea de a vedea ce e în puterea mea să fac. Cum pot ajuta eu? Și copiii răspund foarte bine la astfel de situații. Cum putem noi să fim de folos? Asta ne ajută să ne simțim în control și să știm că ne facem partea. Pe de altă parte, m-aș întoarce la relații. Acest canal care ne leagă cu toți cei din jurul nostru, fiecare persoană din fața noastră, fiecare persoană cu care interacționăm este legată de noi printr-o relație. Avem o sumedenie de relații de gestionat pe parcursul unei zile, dar rămite pe parcursul întregii vieți.
Și atunci aș vedea în relație cum pot să mă asigur că relația noastră este puternică. Pentru că și în povești apar foarte multe relații. Cum pot eu ca adult, ca părinte, ca educator, să pun în relație lucruri care să o hrănească, care să ofere siguranță. Copiii au nevoie de siguranță. Și atunci fac mici gesturi care mă ajută să întăresc și să hrănesc relația noastră. De la timp petrecut împreună, atingeri, copiii sunt foarte, foarte, foarte deschiși și au mare nevoie de atingeri. De la momente petrecute împreună, gătim împreună, să ne bucurăm împreună de lucrurile mărunte ale fiecărei zile. Există încă bine și există încă frumos în lumea înconjurătoare, dar pe de o parte simțim tristețe și durere față de ceea ce se întâmplă atât de aproape de noi, însă pe de altă parte putem la fel de bine să simțim bucurie și recunoștință pentru că suntem alături de oamenii noștri și suntem acum în siguranță. Iar poveștile sunt un cadru minunat de a hrăni relația, de a debloca acest canal dintre noi, care uneori se mai înfundă. Există conflicte, există tensiuni pe care în timp, da, sunt absolut convinsă că metoda Esterele poate rezolva și poate curăța acest canal ca să ne bucurăm cu adevărat de cei de lângă noi și de relațiile noastre. Așa că m-aș gândi, de exemplu, la anumite tensiuni care apar în relație în momentul în care copiii nu se simt înțeleși. Aud adesea la grădiniță despre dor. Copii care vin dimineața și primul cuvânt pe care îl spun este mami sau tati. Și atunci îmi dau seama că acolo este o emoție. Și emoțiile nu se cer explicate, nu se cer rezolvate și de multe ori ca adulți scădem în capcana aceasta. Să rezolvăm repede, să nu mai simtă disconfortul, să nu mai plângă. Ei bine, nu. Emoția se cere ascultată, auzită. Și atunci copiii se deschid și obișnuiesc să-i întreb, e ceva ce vrei să-mi spui despre mami? E ceva ce vrei să-mi spui despre tati? Și îmi spun, așa cum pot, în funcție de vârsta lor, voiam să stau acasă. Voiam să stau cu mami. Mai aveam nevoie de câtva timp să stau acolo, înainte să ne luăm la revedere. Și atunci, uneori li se umezesc ochii, uneori oftează. Sarcina mea și rolul meu esențial este de a sta acolo, cu emoția ta. Și de a oglindi ceea ce văd. Văd că îți este greu, văd că oftezi, văd, cred, o undă de tristețe pe fața ta. E ceva ce pot să fac pentru tine? Te-ar ajuta o îmbrățișare? Vrei să stăm pur și simplu împreună până când simți că emoția ta e mai bine ca să putem să mergem mai departe? Nu e foarte dificil. E nevoie doar să ieșim din rolul ăsta de adult serios și să fim autentici. Să ne dăm voie să simțim. Cred că e cel mai mare dar pe care l-am primit. Acela de a simți și de a avea emoții. Emoțiile sunt aici să ne ajute, doar că le-am cam ținut deoparte, pentru că, da, ne fac vulnerabili. Cam asta ar fi așa. În mare parte, aș mai vrea să spun, apropo de povestiri, pentru că sunt foarte, foarte utile. De curând, un copil cu care sunt în contact zilnic, avea o mare rușine. Am aflat indirect despre ea. Asta apropo de povești și cum pot ele să vindece. Și asta, această mare rușine pe care o simțea acest copil, o împiedica să-și manifeste nevoile fiziologice. Și asta se întâmpla deja de ceva vreme. Așa că, într-o dimineață, am purtat o discuție cu ce aveam la îndemână. Nu aveam simboluri, nu aveam cabinetul alături de mine. Doar i-am spus că întâmplarea face că la un moment dat să fie auzit despre o fetiță care avea o mare rușine. Și fetița era aceasta, cam așa, era mare.
Dar rușinea ei era și mai mare, și mai mare. Și zic, uite aici, un obiect. Rușinea era în spatele fetiței. Și le-a separat. Aceasta era fetița și aceasta era rușinea ei. Și rușinea împiedica pe fetiță să facă lucruri care sunt naturale, pe care, de care corpul are nevoie. Așa că într-o zi fetița și-a dat seama că rușinea aceasta nu e de ajutor. Și s-a gândit să facă ceva cu ea. Și atunci am întrebat-o pe fetiță, pentru că era o fetiță, ce anume ai vrea sau crezi că s-a întâmplat cu acea rușine mare din povestea pe care îți spun eu? Mi-a spus că rușinea aceea, o fetiță s-a gândit să o arunce la gunoi, că nu era folositoare. Este un cadru absolut natural și discuția curs. Nu aveam la îndemână obiecte, însă aveam la îndemână plastilină. Așa că, foarte curând, lucrurile în viața fetiței au revenit la normal. Și este miraculos și incredibil pentru mine să văd sub ochii mei cum se întâmplă lucruri și cum se deblochează anumite procese și cum copiii interiorizează. La fel, dacă e să vorbim despre simboluri, cum arăta mai devreme obiectele, de multe ori aud cuvântul dor. Mi-e dor de mamă, mi-e dor de tati, mi-e dor de frățiorul, de surioara mea. Și copiii diferențiază foarte clar, fără să fi fost nevoie de o parte teoretică, ei știu. Dorul meu de mami, dorul meu de tati, dorul meu de fratele sau de surioara mea. Sunt trei relații absolut diferite. Iată că ei separă lucrurile, chiar dacă au 3, 4, 5, 6 ani, le separă fără să le fi spus un adult despre asta. Și atunci le-am propus, hai să vedem ce putem face cu dorul acesta. Poți, pentru că este dorul tău, eu pot să te ajut doar să îl mai alin. Poți să-ți oferi o îmbrățișare dacă ai nevoie. Putem petrece timp împreună. Însă este dorul tău și nu ți-l pot lua eu. Însă putem să facem ceva cu el până când tu te revezi cu familia ta. Și atunci, copilul în cauză a ales să-și deseneze dorul. A luat o foaie, un creion și a desenat. În primele două zile mi l-a oferit mie să am grijă de el, mi-a oferit desenul, după care la sfârșitul zilei mi-l cerea înapoi. Ulterior, am observat că se îndrepta din ce în ce mai rar spre mine să mărturisească acest dor. Pare că se mai depresurizase în interiorul lui ceea ce simțea, dorul acesta. Și observ din când în când că și-a o foaie, un creion și își păstrează desenul. Adică a găsit deja soluția cu ce să facă. A fost o mare responsabilitate și este și un privilegiu să pot fi martorul acestor lucruri, care sunt niște lucruri din viața de zi cu zi, așa cum spun și vedem și în carte, și care au cu adevărat efect. E nevoie doar să stăm puțin și să vedem despre ce e vorba. Foarte frumos, dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Adela Munteanu, consilier de dezvoltare relațională în metoda ESPERE, educator Montessori. Cum spuneam la începutul intervenției noastre, Adela studiază terapia prin joc și dramaterapia. Iată, specializări care o ajută foarte mult în lucrul cu copiii, în postura ei de educator. Am vorbit astăzi despre frumoasele povești, povestiri vindecătoare ale lui Jacques Salomé. Vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise. Pentru Minți Deschise, până atunci aveți o zi frumoasă, cu multă iubire și înțelegere și lectură plăcută. La revedere!